Iar acum, stimați telespectatori, vă lansez așa prietenește o invitație. Vă invit să mergem pe tărâmul copilăriei, acolo unde bucuriile, binele, frumosul trebuie întotdeauna să stea la cârma acestei țări. Vorbim despre țara copilăriei și îmi pare tare bine că putem să vorbim, să povestim în această seară despre relansarea unui proiect, sau poate proiect ar fi prea rece spus, unui, hai să zicem, cadou. Un cadou pe care următorii noștri invitați îl oferă, practic, copiilor din întreaga lume. Vorbim despre relansarea revistei literar distractive, Pici Voinici, care este editată în Republica Moldova și va fi împărțită, așa cum spuneam, copiilor care vorbesc limba română din întreaga lume, și cei din Canada, și cei din Statele Unite, și cei din Europa. Despre revista Pici Voinici discutăm în continuare și îmi pare bine și am și emoții, așa, pentru că domnul Lică Sainciuc este pentru prima dată la noi în emisiune. Domnule Sainciuc, mulțumim frumos pentru că ne-ați acceptat invitația. Bine ați venit! Pare bine. Dar unde e camera? La mine vă uitați astăzi, domnule Sainciuc. Da? Da, doar la mine. Așa. O salut pe Luba Sârbu. Luba Sârbu este scriitoare, poetă. Luba este inițiatoarea și autoarea acestui proiect și acestei reviste, Pici Voinici. Bine ai revenit la noi, Luba. Bine v-am găsit. O să fac o mică corecție. Da? Scriitoare nu. Scriitoare nu. Asta se cheamă modestie, da, ca să nu fie nicio nedumerire. Da. Poetă, da. Poeta. Asta e că tu n-ai fost prezentată și A, eu îmi retrag înapoi cu tine. Îmi retrag. Și domnul Iulian Filip, scriitor, poet, eseist. Se poate, domnule Filip, da. Eha. Bine ați venit. Și pictor. Și pictor. Da. Exact. Luba, știi, eu vreau să spun ceva. Mie, eu cred că, cum să zic, că e bine să lucrezi cu domnul Iulian Filip, cu domnul Lică Sainciuc, eu cred că te și distrezi. E minunat. Și e vesel. Da. În primul rând, noi învăț foarte mult. Noi avem atitudini serioase și te distrează. Cum a fost? În primul rând, aș vrea să te rog să ne povestești foarte puțin despre acest proiect, această revistă. Da, deci revista a fost lansată în 2016, pornind de la ideea a ceea ce am avut noi în copilărie, reviste literar distractive, și m-am gândit că astfel copiii vor beneficia de povești, poezii în limba română acolo în Canada, unde sunt stabilite. Anul acesta BRD-ul s-a gândit să lanseze un subprogram în cadrul programului de granturi Diaspora Engagement Hub, care are ca scop susținerea activităților culturale din diaspora, la care am aplicat și eu, cu, adică organizația pe care o reprezint, Enfant Brav, și am obținut acest grant care ne-a permis să publicăm 1400 de reviste, ilustrator fiind unul dintre simbolurile picturii, dacă pot să zic așa, noastre, Lică Sainciuc, și doctorul în filologie, Iulian Filip, la fel un mega talentat care dă greutate acestui proiect. În calitate, da, de redactor, în care, nu da, de pictor. Da. Să-i sprăvești singur, da. M-a făcut ilustrator. Domnule Sainciuc, Victor. Ce mă supăr eu cu ilustratori. Da, eu îmi cer scuze că nu cunosc termenii tehnici din domeniul în care... Nu discutăm despre asta. După aia o să-mi trag mâța pe spinare. Noi intrăm în bucătărie, știi, creație, da. Și creația este foarte diferită. Și la mine ea de multe ori e legată de nervi. De nervi? Da, 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 de pe cum? Chiar și atunci când creați pentru, da, copii și cu gândul... Da, ce înseamnă pentru? Eu fac pentru copii. Copiilor le place și fac eu, asta alții. Dar eu fac pentru toți, dar nu toți se apreciază. Dar ei apreciază. Pici Voinici. Și mai ales aici apreciază copiii cu părinții împreună, așa este bine. Pici Voinici, da, e din numire. Cum creștem astăzi Pici Voinici? Și cum îi ajută o asemenea revistă pe copii să crească voinici? Și îi ajută, în primul rând, să-și dezvolte, să-și lărgească orizontul cultural. Părinții le citesc poeziile care sunt publicate aici. Este o colaborare și dintre scriitorii care sunt în viață din Basarabia, din România și din diasporă, dar se publică și texte ale poeților deja consacrați sau ale scriitorilor consacrați. Și este un instrument foarte bun de a le construi o
personalitate în care este prezent, sunt prezente rădăcinile noastre, pentru că fără limbă, fără literatură, noi nu putem exista ca neam. Ne dizolvăm în societatea canadiană, spre exemplu, dacă ar fi să fac o legătură cu diaspora de acolo. Eu vreau să menționez că revistele vor fi distribuite, pentru că sunt 1400, în mare parte în Canada. Câteva vor fi distribuite și în Europa, în unele comunități. Și 100 din aceste reviste au plecat în Statele Unite, ale Americii. Pentru că toți copiii, adică din diaspora, nu pot să primească această revistă. Grantul ne-a permis doar 1400 de exemplare. Domnule Filip, vreau să aud și de la dumneavoastră. Cred că inițiativa Liubei Sârbu, pentru că ea e cea care a activat acest proiect, e de paradigmă pentru câte trebuie ca să susținem dintre lumea talentată care e stabilită în afara, în afara Basarabiei. Și e o gâdeleală așa pentru a înțelege ce avem de făcut în raport cu acasa noastră, care e în altă parte, pentru că e o noțiune, acasă. Noi trebuie să evităm aceste frontiere rigide care în preelectorală se înțeleg în toate, în toate accepțiile, și să ne asumăm mai multe lucruri pentru consângenii noștri, îndeoseb pentru copii, care am vrea ca să vorbească în continuare românește, dar aceste repere pe care le poate furniza Asociația Culturală Pici Voinici, condusă de Liuba Sârbu, în Portugale de Rodica Maxim și câteva încă, sunt pentru a face atenți guvernarea noastră, că trebuie să ne asumăm, trebuie să ne asumăm furnizarea acestor repere și acestor reviste, cărți și ce mai trebuie, pentru că în fond niște școli de limbă română, de ființă, de sensibilitate românească, acolo trebuie să organizăm. O face lumea care are o diasporă mai de multă și nu înstrăinează pe ai noștri de noi. Aceste frontiere sunt foarte necruțătoare în momentul când lumea se duce de acasă. Lumea se duce de acasă. Adică acest proiect a sensibilizat o gamă de probleme care ar trebui ca să fie un program de lucru și a acestui departament relație cu diaspora și a guvernării, care trebuie ca să înțeleagă altfel un pic configurarea hărții neamului nostru. Domnule Filip, eu vreau să văd și eu revista, vreau să o arăt așa la cameră, ca să o vadă și cei de acasă. Acolo, aici, așa. Eu vreau să vă spun că Lica a fost foarte generos, a oferit aici pe pagini și alfabetul. Da, și un copil de la școala surorii mele, care a răsfoit de la școală, din clasa surorii mele, de la școala din satul meu natal, Secăreni, a atras atenția că sunt abordați subiecte din diferite, din diferite domenii, da, natură, astronomie, și asta iarăși provoacă interes foarte mare. Așa. Domnule Sanciuc, eu am o curiozitate. Cum, în funcție de ce alegeți dumneavoastră proiectele în care să vă implicați? Îmi imaginez că aveți multe propuneri și că vin mulți oameni către dumneavoastră care vor să colaboreze cu dumneavoastră. Ceea ce mă provoacă și ceea ce... Eu văd că le fac din plăcere, nu fac din obligație sau cum mai sunt. Eu am vrut să întreb dacă asta e prima revistă pentru copii în limba română din diaspora, din istorie. Da, adică fel, noi Republica Moldova, da, primii am făcut. Da, de acest fel nu există în din toată România diaspora. Nu s-a făcut. Nu. Sunt alte tipuri de reviste. Asta tot e interesant, da, că noi suntem mai sensibili la lucrul ăsta. Noi știm ce înseamnă, adică această străinare, da, lingvistică. Cu efecte,
dramatice în fond. Și noi o retrăim mai tare. Chiar eu, deși m-am apucat să o fac, acum că tot nu vroiam. E complicată chestia asta, la distanță se face, știi? Eu sunt aici, Luba e acolo, dar mă rog, dar eu ziceam că dacă sunt măcar cum în situația noastră până la 89, aveam o singură școală românească în Chișinău, numărul 1, Stasache. Și eu zic, până există școala asta, mai este ceva, știi? Mai există, mai rezist. Și acolo toată văd rezistența de asta până în Montreal. E foarte curios. Și adică ei au o atitudine de asta de admirație și asta tare te stimulează, știi? Montreal, în general, noi îl considerăm ca o capitală culturală a diasporei. Eu nu știu dacă toți o să fie de acord, dar Canada a selectat cetățenii care emigrează acolo și majoritatea își învață copiii să citească în limba română, să vorbească în limba română și acum pe mine m-a inspirat revistele din copilărie și chiar o consider importantă, nu că e proiectul meu, dar o consider importantă și ar fi bine să fie în toate țările în număr cât este necesar, adică pentru toți copiii. La poate deci că Montrealul e bilingv, poate e de asta mai bine simt. Ei sunt și anglo și francofoni, așa? Nu pot spun despre toată lumea că da. Ideea mi-a venit mie. Păi, dar ție ți-a venit. Nu în Ottawa a venit, dar în Montreal a venit. Ideea care vine de la ambii e ca această revistă să aibă o periodicitate deci o singură revistă pe an cred că e prea puțin și acest tiraj chiar numai pentru Canada și America e modest, așa că să folosim un eufemism, dar dacă o aruncăm peste ocean și în Europa, atunci într-adevăr e puțin. Problema, această revistă a făcut mai vizibilă o problemă mai amplă, care iată soluția, adică nu trebuie o echipă, o redacție. Azi vorbeam de niște redacții pe care le avem, care sunt subvenționate de câte 10 oameni, dar așa o țin foarte relaxat. Ori, cred că trebuie să ne asumăm deschiderea și pentru această parte de noi, care e mai departe de Chișinău și mai departe de Sofia mea și celelalte. Pentru că inițial publicam 6 numere anual, dar din cauza că erau puțini abonați, spre marele meu regret, a durat până în 2020 și din cauza... Da, era infect tiparul, că da, din cauza la un printer și... Da. Acum, și eu am ținut neapărat să colaborez cu Lică Sainciuc, pentru că acești eroi s-au întipărit în memoria mea ca copil și ei fac parte din cultura noastră într-un fel sau altul și ajută, este un pod de legătură dintre textile pentru copii și memoria copilului sau atracția asta contează foarte mult. Cineva chiar îmi zicea că poți să faci ceva mai simplu, care costă mai puțin și am zis nu, ori facem ceva calitativ, ori deloc pentru copii. Să nu se vadă sărăcia. Copilul are nevoie de toate culorile. Da. Toate culorile și grafica de carte pentru copii, deci implică toate culorile și mai ales această tonalitate unică a pictorului cu copilul. Sunt două lumi care trebuie să fie comunicante. Mi-e pare tare rău că noi avem doar 15 minute la dispoziție, dar noi promitem și sper că și dumneavoastră o să mai reveniți la noi în studio și pentru alte discuții. Mulțumim foarte mult, domnule Sainciuc, mulțumesc tare mult, domnule Filip, mersi tare mult, Luba, felicitări și așteptăm noutăți frumoase de la tine. Mulțumim. Mulțumim frumoase.